Mercur. Sport acum cu Adrian Soare. Bine v-am regăsit. Federația Română de Fotbal a fost amendată cu 100.000 de euro pentru incidentele produse de suporteri în cele 4 meciuri din Liga Națiunilor. În următorii 2 ani, partidele tricolorilor vor fi monitorizate. Dacă se mai produc incidente, prima reprezentativă va juca fără suporteri, amenință UEFA. Superliga de Fotbal de mâine, o nouă ediție. În prima nocturnă, Universitatea Craiova dă peste echipa momentului. Șep și Sfântul Gheorghe, emoții pentru antrenorul oltenilor Iusi Balint la debut. O echipă omogenă, o echipă condusă de un antrenor experimentat, un antrenor care și-a pus amprenta cam peste tot pe unde a fost. Știm maturile adversarului nostru, însă am spus-o, o repet și țin să o subliniez. E foarte important ce vom face noi în meciul de mâine, pentru că am convingerea că rezultatul meciului de mâine va depinde doar de ce vom face noi pe teren și consider că ultima perioadă ne-am pregătit bine și că vom ajunge 100% hotărâți la ora jocului să câștigăm toate punctele puse în joc. Atacantul Rapidului, Rareș Ilie, va juca în noua stagiune pentru echipa franceză OGS Nice. După vizita medicală de mâine, Rareș Ilie se va alătura noilor lui colegi în Portugalia, acolo unde este cantonată Nice, locul 5 în ultimul campionat francez. 5 milioane de euro primește Rapid în schimbul jucătorului de 19 ani. Astfel, antrenorul Adrian Mutu va trebui să regândească atacul giuleștenilor pentru debutul în campionat în Gruia sâmbătă seară. Ne așteaptă un început de campionat foarte greu, cu 3 meciuri foarte dificile, primele 3 clasate din sezonul trecut. Și așa, din prima etapă, ca să începem și mai bine, începem direct cu campionatul de 3 ani. Un meci extrem de dificil și mai ales acum ce trebuie să vină și mai supărați probabil și o să vrea să înceapă să câștige. De mâine, mondiale de scrimă în Egipt cu 18 sportivi români la start, de la veteranul lotului Iulian Teodosiu până la cei mai tineri, posibile mari surprize, spune Roxana Scarlat, secretarul general al federației, într-un interviu de Gabriel Bucur. Competiția în ultimii ani a arătat că orice este posibil. Este foarte grea calificarea pe tabloul principal de eliminare directă, respectiv tabloul de 64, iar de acolo poți să te lupți și ai șansă de victorie împotriva multor adversari. Iar tinerii noștri au crescut în valoare și atât noi cât și ei cred că abia așteptăm să vedem cum se vor poziționa la această competiție. Thomas Pidcock de la Ineos a câștigat a 12-a etapă din Turul Franței. Ciclistul britanic a ajuns primul pe celebrul Alp d'Huez. Danezul Jonas Vingegaard rămâne lider în clasamentul general după ce i-a rezistat slovenului Tadej Pogacar în 2 tentative ale acestuia de a se desprinde. Iar Serena Williams s-a înscris la turneul de la Toronto pe hard, un turneu programat luna viitoare. Serena și-a făcut revenirea în sezonul pe iarbă, însă a pierdut la Wimbledon încă din primul tur. Hai să Everything but the girl missing. Am ascultat 16 și 10 minute și este momentul să intrăm în universul auto. Intrăm în universul auto, că e un adevărat univers pe Transfăgărășan. Tocmai mi-a trimis Alex Lancuzov pe WhatsApp o fotografie bară la bară pe Transfăgărășan. Așa scrie Alex. Dacă e acolo, este un norocos din punct de vedere al temperaturilor, bănuiesc. Sau românii să se răcorească, ceea ce e un lucru foarte bun. Însă, revenind la piața auto din România, ea rămâne atractivă atât pentru mașinile verzi, cât și pentru cele din categoria premium cu motoare tradiționale plus cele electrice. Despre cel mai nou model Range Rover Sport ne povestește Cătălin Cârnu. Luxul și tehnologia de ultimă oră sunt principalele aturi ale SUV-ului performant de lux din gama Land Rover, o mașină cu aspect fluid, dar musculos, pe care fanii mărcii o așteptau de ceva vreme. În România se vânduseră până astăzi aproape 1900 de unități, un număr remarcabil dacă ne raportăm și la prețul semnificativ ce se apropie, ba chiar sare, de 100.000 de euro. Tocmai de aceea România se află printre puținele țări unde s-a lansat oficial noul Range Rover Sport, care are concurență serioasă în producătorii germani Audi, BMW și Mercedes. Ajuns deja la a treia generație, SUV-ul se impune de la prima vedere prin simplitate, rafinament și calitatea materialelor. Bolidul este dotat cu tracțiune integrală inteligentă, ce oferă soluții șoferului pentru toate tipurile de teren, inclusiv în condiții de off-road. Modelul expus în momentul lansării de la București era de culoare roșu închis, fiind echipat cu un propulsor diesel de 3 litri, 250 de cai putere, MHEV, adică telea
mild hibrid. Cunoaștem ce înseamnă această tehnologie. Motorul convențional cu combustie internă este asistat de un motor electric. La viteze mici sau la staționare, propulsorul cu combustie internă se poate opri singur, iar generatorul îl repornește când este necesar. Bateria litiu-ion separată se reîncarcă automat de frânarea regenerativă în timpul deplasării în pantă și al frânării și nu este necesară conectarea bateriei la o sursă de alimentare. Interiorul noului Range Rover Sport frapează. Ai scaune sport tapizate în piele care oferă confort și stabilitate în viraje. Ornamentele cromate împânzesc habitaclul, iar panoul de bord, expresie cazonă deja în anul 2022, este sub forma unei tablete touchscreen de ultimă generație. Până la sesiunea de teste, mergem pe mâna oficialilor care au mai dezvăluit că în viitorul apropiat vor fi disponibile și două versiuni de motorizări plug-in hybrid cu o autonomie complet electrică de până la 113 km. Doritorii vor putea alege între motorizarea de care aminteam de 3 litri diesel MHEV de 250-300 și 350 de cai putere, dar și propulsorul de 3 litri pe benzină de 400 de cai putere. De asemenea, aptitudinile sportive ale noului Range Rover Sport vor fi evidente odată cu motorizarea de 4,4 litri motor în V8 pe benzină cu 530 de cai putere, care atinge 100 de kilometri pe oră în doar 4 secunde și jumătate. Iar peste 2 ani, în 2024, fanii mașinilor verzi se vor putea bucura de o versiune pur electrică. Nimic întâmplător până la urmă, întrucât viitorul automobilelor ce vor fi vândute în Europa a devenit o certitudine după reglementările impuse de Comisia Europeană și după tendințele afișate pe piața de profil de toți marii constructori. Ca pe roate. Sport acum cu Robert Șișca. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Echipa națională de fotbal sub 19 ani a României începe evoluțiile de la campionatul european al acestei categorii de vârstă, în trecere care se va desfășura în Slovacia. Primele 5 clasate la Euro vor obține calificarea la turneul final al campionatului mondial sub 20 de ani, care se va desfășura în Indonezia anul viitor. Înaintea acestei competiții, selecționerul Adrian Văsâi a spus: băieții sunt nerăbdători, sunt dornici. Sunt bucuroși că participă după mult timp la un turneu final și sper să obțineți și rezultatele dorite de toată lumea. Sunt foarte mulțumit de toți jucătorii, că nu mai au răbdare, abia așteaptă să înceapă turneul final, abia așteaptă să dea piept, ca să spun așa, cu echipele pe care o să le întâlnim. Echipa Italiei este o echipă puternică, este o echipă ca și noi, ca să spun așa, pentru că și noi dacă am ajuns la acest nivel, vă dați seama, n-am ajuns întâmplător, am ajuns după două turnee de calificare, turneul de calificare și turneul de elită, în care eu spun că am jucat foarte bine și ne merităm locul la acest turneu final. Tricolorii au efectuat aseară ultimul antrenament înaintea debutului. Astăzi seară, de la ora 21, România o întâlnește pe Italia în primul meci. Pe 21 iunie vom juca în fața Franței de la aceeași oră 21, pentru ca pe 24 iunie România să se întâlnească cu Slovacia de la 18:30. De la fotbal trecem la tenis. Sportiva braziliană Beatrice Haddad Maia, locul 32 mondial, s-a calificat în semifinalele turneului internațional de la Birmingham, fază în care o va întâlni pe Simona Halep. Beatrice Haddad Maia și Simona Halep au mai fost adversare de două ori, în 2017 la Wimbledon și anul acesta la Openul Australiei. În ambele meciuri s-a impus Halep. În cealaltă semifinală de la Birmingham se întâlnesc Sorana Cârstea și favorita 6 Shuai Zhang, meci care va începe la ora 13. Partida Simonei Halep va debuta după ora 14:30. Perechea Monica Niculescu-Gabriela Rus a fost eliminată, din păcate, aseară în sferturile de final ale probei de dublu tot la Birmingham. Cele două românci au fost învinse de formația Elise Mertens-Shuai Zhang. FIFA a anunțat ce orașe vor găzdui Cupa Mondială de Fotbal din 2026, competiție organizată de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Cele 11 orașe americane vor fi New York, Los Angeles, Dallas, San Francisco, Miami, Atlanta, Seattle, Houston, Philadelphia, Kansas și Boston. În Mexic se vor juca meciurile de fotbal în Mexico City, Guadalajara și Monterrey, în vreme ce Canada va contribui la Cupa Mondială cu stadioane din Toronto și Vancouver. Turneul final va aduna 48 de echipe naționale în loc de 32. Arena Nicolae Mărășescu din Craiova găzduiește astăzi și mâine a 75-a ediție a campionatelor balcanice de atletism pentru seniori, la care participă sportivi din 19 țări. Lotul României are în componență 73 de atleți, 38 de băieți și 35 de fete. Robert Șișcă.
Sport, acum cu Bogdan Predescu. Bună ziua! Bună ziua, bun găsit tuturor! Naționala de fotbal senior a României se întoarce în țară pentru a pregăti următoarele partide din grupa a treia a Ligii B din Liga Națiunilor. Formația noastră mai are de jucat cu Finlanda sâmbătă 11 iunie și cu Muntenegru marți 14 iunie, ambele partide de la 21 și 45 de minute pe stadionul Giulești din capitală. Tricolorii se întorc după o deplasare în care au pierdut cele două meciuri disputate, aseară 0-1 cu Bosnia și totul după un 0-2 cu Muntenegru la Podgorița. Dezamăgirea rezultatului este mare pentru toată lumea, chiar dacă încercăm să ne bucurăm puțin că echipa noastră a prestat un joc mai bun cu Bosnia față de cel cu Muntenegru. La această oră îi ascultăm pe cei care au fost în teren aseară, atacantul George Pușcaș. A decurs altfel jocul, a decurs puțin în favoarea noastră, având primele ocazii și am simțit că putem să facem mai mult. Din păcate, nu a fost așa. Asta e fotbalul, trebuie să trecem peste. Sper ca următoarele ocazii nouă să ne intre mai repede și să putem intra în conducerea jocului. Acum nu mai avem ce să facem, trebuie să trecem peste și să nu renunțăm. Cred că trebuie să fim o echipă și să dăm fiecare ce avem mai bun pe postul pe care îl jucăm și doar așa o să apară rezultatele. Trebuie să trecem cât mai repede peste meciul ăsta, că ăsta e fotbalul, joci din 3 în 3 zile, câștigi, pierzi, ai în 3 zile un alt meci și nu poți să mergi cu capul plecat. La rândul său, fundașul Andrei Burcă a declarat: suntem foarte dezamăgiți, într-adevăr am făcut un joc mult mai bun, consider că am avut mai multe ocazii și am fost peste Bosnia chiar dacă am jucat în deplasare. În schimb, același dezamăgământ, am pierdut, trebuie să ne dea de gândit și pe viitor chiar să nu mai luăm niciun gol, chiar dacă au avut ocazia, acea nici ocazie, a fost o centrare șutată, bâlbeala acolo, dar trebuie să ridicăm capul pentru că nu se poate la infinit să jucăm bine cum am jucat în această seară și să nu reușim să aducem cele 3 puncte. Da, am jucat în deplasare, consider că Bosnia este cel mai valoros adversar din grupă și am făcut un meci bun contra lor. Acum ne așteaptă două meciuri acasă. Trebuie să scoatem maxim din aceste meciuri dacă vrem să emitem pretenții de a urca în clasament. Nu a fost o zi bună nici pentru selecționata de fotbal pentru jucători sub 21 de ani a României, care a fost învinsă de echipa similară a Slovaciei cu scorul de 4-3 marți seara la Senec într-un meci amical. Echipa noastră venea după un eșec în Georgia 0-2 și se află acum la al treilea meci consecutiv fără victorie, după egalul cu Maroc 2-2 și ultimele două înfrângeri cu Georgia și Slovacia. România și Georgia vor găzdui turneul final al campionatului european pentru jucători sub 21 de ani din 2023, ambele echipe fiind calificate direct din postura de țări organizatoare. Avem însă meci în optimile de finală ale campionatului european de mini-fotbal. Astăzi la Kosice, Slovacia, cu echipa României care va juca în compania Portugaliei de la 19:30 de minute. Precedentul campionat european a avut loc în august 2018 la Kiev în Ucraina, acolo unde România a jucat finala contra Cehiei, finală pierdută cu scorul de 1-4. Sport acum cu Gabi Bucur, bună dimineața! Bună dimineața! Vârsta minimă din patinajul artistic a crescut de la 15 la 17 ani în concursurile de seniori. Federația Internațională a luat decizia după scandalul de dopaj iscat în jurul rusoaicei Camila Valieva. La doar 15 ani, Valieva reușise în premieră mondială o săritură quadruplă la Jocurile Olimpice din februarie. Adrian Mihalcea este noul antrenor al Chindiei Târgoviște, echipă care tocmai s-a salvat de la retrogradarea în Liga a doua de fotbal. După ratarea promovării cu Unirea Slobozia, Mihalcea îl înlocuiește pe Emil Sândoi, cel care a pregătit-o pe Chindia în ultimii 2 ani. Antrenorul Marius Croitoru o părăsește pe FC Botoșani. El a refuzat o clauză din noul contract propus de conducerea clubului. Din 2019 la Botoșani, Croitoru era cel mai longeviv tehnician din Liga 1. Și Nicolo Napoli a plecat de la Ucraiova 1948 după ce a menținut-o în prima ligă. Italianul și-a încheiat astfel a 8-a perioadă petrecută în bănie. Australia și Peru vor disputa barajul Asia-America de Sud de luni pentru calificarea la Cupa Mondială de Fotbal din Qatar. Marți, Costa Rica și Noua Zeelandă se vor înfrunta în barajul America Centrală-Oceania pentru ultimul loc liber de la turneul final, din perioada 21 noiembrie-18 decembrie. Rubrica sponsorizată de Dedeman, suporter al sportului românesc. Dedeman. Gabi Bucur, mulțumesc, știrile se încheie aici, vă las. Știri din sport acum cu Adrian Petecău. Bun găsit!
ieri la Sfântul Gheorghe, în prima întâlnire a etapei a 30-a, ultima sezonului regulat al licenții la fotbal, șef și a trecut de FCO Craiova 1948 cu 2-1. Celelalte meciuri se vor disputa după cum urmează. Astăzi, UTA Cesimioven de la ora 15 și Rapid Fincen de la ora 20:30. Mâine, Gaz Metan Chindia de la ora 15, CFR Cluj Dinamo de la ora 17:30, FCSB FC Voluntar de la ora 20:30. Luni, FC Botoșan FC Arceș de la ora 17:30 și CSE Universitatea Craiova Faru de la ora 20:30. În primul meci al etapei a 18 a ligii a doua de fotbal, CSE Steaua a trecut ieri de Poli Iași cu 3-1. CSM București va juca direct în sferturile de finală al Ligii Campionilor la handbal feminin, anunțat ieri Federația Europeană de Handbal, în urma excluderii echipei CSKA Moscova din competiție. În sferturi, CSM va înfrunta echipa daneză Team Esbjerg. Sport acum cu Ștefan Alexiu. Plăcerea am să vă urez din nou dimineață bună. Selecționata României a fost învinsă ieri de Muntenegru la București cu scorul de 3-0 într-o partidă contând pentru etapa a patra din Liga B a Ligii Națiunilor la fotbal. Tot în grupa noastră, Bosnia-Finlanda 3-2, în clasament Bosnia are 8 puncte, urmată de Muntenegru 7, Finlanda 4 și România 3 puncte. Ultimele două meciuri cu Finlanda în deplasare și cu Bosnia acasă le va susține România în septembrie pe 23 și 26. Dar mai sunt și alții învinși cu Steif. Anglia a pierdut acasă 4-0 meciul cu Ungaria din eșalonul de elită al Ligii Națiunilor la fotbal, după ce fusese învinsă și la Budapesta cu 1-0. Alte rezultate înregistrate ieri din același eșalon de elită: Germania-Italia 5-2, Olanda-Țara Galilor 3-2 și Polonia-Belgia 0-1, iar Mauricio Pochettino este la un pas de a părăsi clubul Paris Saint-Germain, conform prestigiosului cotidian L'Équipe. Această despărțire va costa scump însă clubul parizian, care va plăti cauze contractuale între 15 și 20 de milioane de euro, ce reprezintă salariile argentinianului și ale staffului său până în 2023, iar eu vă spun cu bine. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua! Bun găsit tuturor! Naționala României pregătește în cantonamentul de la Mogoșoaia meciul cu Finlanda, al treilea din grupa B3 a Ligii Națiunilor. Partida se va disputa sâmbătă în Giulești de la 21:45 în direct la Radio România Actualități. După înfrângerile cu Muntenegru și Bosnia-Herțegovina, jucătorii naționalei caută primul succes în mandatul lui Edi Iordănescu și așteaptă susținerea fanilor. Îl ascultăm pe Alex Maxim. Sper să fie stadionul plin în Giulești și să ne susțină, și noi trebuie în primul rând să le oferim motive să ne susțină și să fie alături de noi. Cred că dacă vor vedea din partea noastră determinare și o atitudine pozitivă, îi vom atrage alături de noi. Sper ușor, ușor să producem și rezultate pozitive. Aseară în Liga A Națiunilor, Belgia-Polonia 6-1 și Țara Galilor-Olanda 1-2. Astăzi, cele mai interesante meciuri se anunță: Portugalia-Cehia și Elveția-Spania în Liga A, respectiv Norvegia-Slovenia și Suedia-Serbia în Liga B. 7 jucătoare din România au fost acceptate pe tabloul principal de la Wimbledon, turneu care va avea loc în perioada 27 iunie-10 iulie. Cele 7 care vor intra direct în turul întâi sunt Simona Halep, Sorana Cârstea, Gabriela Ruse, Irina Begu, Ana Bogdan, Irina Bara și Mihaela Buzărnescu. Aceasta din urmă a avansat pe tabloul principal după ce a beneficiat de retragerea canadiencei Leila Fernandez, care s-a accidentat. Naționala feminină de volei a României a învins Ungaria cu 3-0 la Alexandria, succes care i-a adus câștigarea grupei C din Golden League și calificarea în semifinalele competiției. România a terminat grupa cu 3 victorii și o înfrângere. Câștigătoarea Golden League va fi recompensată cu 125.000 de euro. Jucătoarea naționalei României, Denisa Ionescu, după victoria cu Ungaria: sunt foarte entuziasmată și foarte bucuroasă că au fost ai noștri alături de noi. A fost sala plină și cred că și lucrul ăsta ne-a ajutat foarte mult. Cum pot să zic că s-a mai destins și puțin în atmosfera, dar să continuăm să fim serioase și să muncim, să fim perseverente, pentru că noi sperăm totuși la un rezultat bun. România joacă astăzi de la ora 22 împotriva Cehiei în sferturile de finală ale campionatului european de mini-fotbal de la Košice din Slovacia. Aseară, în optim, echipa noastră a surclasat Portugalia cu 7-0. La precedentul campionat european desfășurat în 2018 în Ucraina, România a pierdut cu 4-1, finala jucată chiar împotriva Cehiei.
Irina Bara o întâlnește astăzi de la 16:30 pe Qin Wenzheng din China în optimile de finală ale turneului de la Valencia. Cele două s-au mai întâlnit o singură dată, anul trecut la Moscova, când sportiva noastră a pierdut în două seturi. În circuitul băieților, Filip Jianu se va duela astăzi de la ora 17 cu Chun Xincheng din Taiwan în optim la Bratislava. Radio Jurnal.